Mai difuzăm un fragment din filmele pe care le-am urmărit astăzi. Este o înregistrare între familia lui Bercea Mondialu și intermediar. Vedeți dumneavoastră, Mircea Băsescu recunoaște că a luat 250.000, nu știm, de euro sau de dolari, atunci când i s-a pus mormanul ăla de dolari în brațe. Și mai e încă un moment în care vorbește clar că a fost două tranșe și că o tranșă a ajuns la el. Dar mai este o înregistrare cu intermediarul care a luat cealaltă parte din bani, după cum mărturisește chiar și intermediarul în mărturia pe care noi deja am difuzat-o. Înregistrarea cu Marian Căpățână, intermediarul dintre familia lui Bercea Mondialu și Mircea Băsescu. Deci eu aseară am stat 4 ore la el. Da. Și eu i-am spus în felul următor, bă, frate, uite care trebuie, eu nu vreau să am de-a face cu oamenii ăștia din cauza ta. Deci eu am vorbit mai urât decât de obicei. Dacă știi că la recurs nu-i dă un an cu suspendare, mâncați-o și acum, în momentul ăsta, mie spui. Băi, frate, deci nu pot să-ți mai multe chestii. Cea mai mare treabă nasoală este că sunt înregistrat și eu și matale la SRI. Noi? Da. De unde suntem la el, că el are casa sub urmărire, are vreo 2-3 care stă pe acolo. Da, stai puțin. Da, stai puțin. Mică e. Nu, e altă chestie aici. A avut niște microfoane băgate, înțelegi? El mi-a spus aseară că am ieșit în curte acolo și așa. Și i-am spus clar, bă, frate, fii atent aici. Eu sunt din Drăgănești, eu i-am adus pe oamenii la tine. Trebuia să nu te pui nici naș, trebuia să nu le faci niciun rău. Mi-ai făcut și mie rău, i-ai făcut și lor rău. Dacă i-ai făcut ele rău, că lor s-a pierd și ăsta, fie, tu trebuie să-mi spui mie următorul lucru. Le dai cu suspendare, frate? Sau spune-mi acum, mă, mâncați și că nu mai pot, eu. Da. Ajung să... Dacă nu, te ia după de-a Mariane 3 ani. Ce să ia, bă, frate? Eu i-am spus clar. Domn Mariane, lasă-o, nu mă interesează, că și așa, noi nu mai mergem pe mâna voastră să-mi dați bani. Eu te întreb ceva. Tu ți-am adus pe a 350.000 de euro, unde ai dus? La București. Că stai puțin, le-ai dus la el sau le-ai dus că tu mi-ai zis... București, mă. Unde? Că tu mi-ai zis că i-ai dus la el și după aceea... El a zis 250 lucrări. El nu se puțin. Am mers împreună la București. El mers când am mers cu tine împreună. Și că ai luat 350.000 de euro și el 250.000 de euro. Nu vorbim toți. Bă, am fost la el la birou și mi-a zis... Bă, omule, ascultă-mă ce spune. Zi. Tu mi-ai dat... Ai dat 600.000 de euro. Da, 600.000 de euro. Deci, de două tranșe. Două tranșe. 350. Nu, 350, 250. Prima dată 250 și asta. Nu, 350 prima dată. Și a doua 250 prima. 250, mă, eu i-am dus. Și ai dus la el? Eu i-am dus. Toți. Da. Și după aceea împreună am fost la București. Eu da. Că i-am dat cu mâna mea. Mă. El mi-a zis că nu... Bă, omule, ascultă-mă ce spun. Că n-a luat 250.000? Ascultă-mă ce spun eu. Așa l-a citat. Și tu a zis că tu ți-ai luat bani de la el. Ce? Tu ai luat restul de bani 350.000. A rămas la tine bani. 350.000 de euro a rămas împreună. La tine. Și astăzi ne-a zis vorba asta. Nu, la cine ai dat? Omule. I-ai dat lui Fresu bani? Nu direct. Nu direct? Nu direct. Nu i-ai dat lui Fresu bani? Dar nu direct. I-ai dat prin cineva la el. Păi și de ce n-am făcut mâine? Ascultă-mă ce spun. Singura treabă a fost de la serie băgată. Dacă nu le dă la recurs un an cu suspendare, nici acum să decă. Știi că așa mai minți mereu? Băi, eu, alo. Ascultă-mă ce spun. Ce să te minte, mă, nu, tu mai minți mereu, fii atent, ascultă-mi gura la mine. Nu te minți, știi că mi-ai zis, știi că mi-ai zis că ți-am adus un restul de bani, că mi-ai zis că el deja a dat 1.000.000 de euro să scape pe tata? A dat, mă, mâncat. Și unde? L-am întrebat vorba asta, a zis că n-a dat. Bă, dar când așa mi-a zis mie, el în bilu? Tu, bă, sică, și el toți împreună. Așa? Și vorbiți toți trei, ca să vă înțelegeți de bani. Așa? Ca să se termine. Ok. Și să spune el, mi-ai dat cu tare, să spune el, cu tare atât, atâta, cu tare atât. Bă, ce să zică că la nu minte? Mărean a luat toți banii. De-aia și-a luat două mașini. Bă, dacă el le-a zis cu vorba lui, dacă nu cădea tu cu mine la pușcă și tu și Mircea, tu mă zbui pe mine în gură. Băi, tu ești filmat când a luat banii ea, el e filmat când a zis că a luat banii și tu la fel. Ascultă-mi cu ăla mine. Bă, dacă tu nu cădeai la pușcărie cu mine și frasul... Aseară am fost la el. Băi, el minte? Atunci minte el. Nu, aseară am fost la el. Păi și de ce minte? De la ora 8 la ora 12. Păi și de ce ne minte? E treaba ta, mă, de ce te minte pe tine? Nu e treaba mea, Mariane. Băi. Nu mai. Băi, ascultă-mă ce spun. Fii atent aici. Fii atent aici. Tu îmi spune ce greșeală faci. Eu nu fac nicio greșeală, băi. Că eu v-am dat tot sufletul de mine și voi v-ați bătut joc. Eu? V-am dat banii lui tata, am muncit o viață întreagă. Eu? Nu l-a scăpat. Ați cheltuit banii lui. Pe mine m-a interesat, înțelegi? Că greșeala mea a fost una singură. Că l-a dus pe taică-tu la el și pe tine la el. Nu. Asta este greșeala mea. M-ai dus tu pe mine la el? Poftim? M-ai dus tu pe mine? Cine, mă? Tu m-ai cine, mă? M-a dus singur la el, mă. Du-te, mă, de aici, n-ai, ai fost primată. Așa ai fost primată. Așa și după aceea ai început. Și cine a făcut? Și tu cine a făcut? Că ține până la pușcării?
ține el. Păi, dar cine ține, mă, să, știu, mă, cine să moare fata mea și acum în casă la el, dacă mi-a zis. Că îl ține... E politic. Că îl ține politic. Politic. Bă, le-ai în casă așa, așa mea. De nu ne-a zis. E arestat politic. Să face ceva până pe 10. Ori îl dă afară, ori îi dă un an, doi cu suspendare, ori îi mai ia 3 ani de pedeapsă, ori mi-a duce bani. Îi dă, așa a zis, și până să-l condamne, că îi dă un an cu suspendare. Ți-ai minte? Că așa ne-a zis că îi dă un an cu suspendare și când îl condamn, ținea pe un film 7 ani jumate la bătaie.